Întâmplarea suceveanului în vârstă de 61 de ani este consemnată și pe pagina Alo Iași, de pildă, fiind însoțită de sfaturi și de fotografii cu banii și cu polițistul care i-a returnat, Brad Pușcașu. Călătoria acasă după ani de muncă în sănătate aduce întotdeauna emoții și reîntâlniri așteptate. Pentru un concetățean din Suceava, această călătorie a fost plină de surprize, inclusiv o lecție prețioasă. Cu grijile și dorul de casă în inimă, a început drumul cu avionul și trenul, călătorind cu Regi 1751 București Nord Suceava. Însă, o mică neatenție putea schimba totul. 4.160 de euro carduri și amintiri personale uitate într-o borsetă, într-un compartiment gol-goluț. Norocul a fost de partea lui, iar polițiștii din cadrul secției regionale Poliție Transporturi Iași au intervenit rapid, restaurând echilibrul. Un avertisment prietenos, să fim cu ochii pe bagaje și să ne bucurăm de călătorii în siguranță. Felicitări polițistului Vlad Pușcașu. Post scriptum. Ne-am amintit cu toții să păstrăm ochii pe bagaje și nu nu-i așa, este textul postării. Pe o altă pagină, atenție, poliția Iași, apare și următorul sfat. Poliția Transporturi recomandă tuturor călătorilor să aibă sub supraveghere bunurile personale, să nu se împrietenească în tren cu persoane necunoscute, să nu consume alcool.